Am răzbit cu greu prin băl și stufăriș, dar într-un sfârșit am ajuns în orașul Brăila, special pentru a vedea un vapor vechi de 100 de ani. Ce ne puteți spune despre navă? Este construită la anul 1914, la șantierul naval Drobeta Turnu Severin. Este prima navă de pasageri construită de ingineri români. A intrat în dotarea Arsenalului Marinei Regale la data de 2 mai 1914, când a fost și inaugurată de către regele Carol I, când a făcut și ultima vizită la Brăila, fiindcă după aproape 3 luni, în 27 iulie 1914, a decedat. A făcut cele două războaie mondiale. În primul război a fost ca navă de transmisiuni, în al doilea a fost ca o navă de acordare asistenței medicale, un fel de spital, mini-spital mobil. Nava Borcea are propulsia, o are cu zbaturi, deci este, zbaturile fiind acționate de o mașină cu dublă expansiune, cu doi cilindri, unul de înaltă presiune, unul de joasă presiune. Și mașina este acționată de abur, care este transformat din apă, din 7 tone de apă, deci avem un cazan care are capacitate de 7 tone, se transformă în abur viu la 170 de grade și cu acel abur punem în mișcare mașina. Mașina, la rândul ei, are două răzbaturi care propulsează navă. Capitanul spunea că nava Borcea este unicat pe întreg parcursul Dunării, din Germania și până în România. Totul este original la vapor, cu excepția tâmplăriei. Motorul, dar și alte componente, nu au fost niciodată desfăcute sau modificate. Atât de bine a fost construit vasul în urmă cu un secol. Eu sunt la comanda navei, v-am spus, din 10 februarie 1980. Până în 1976 a făcut curse de pasageri, deci când a fost naționalizat în 48 de comuniști, a făcut curse de pasageri pe relația Brăila-Piatra Frecăței. De zi de zi, nava mergea și nu are niciodată mașina desfăcută. Deci e ceva care e greu de închipuit, dar este adevărat. Care este rolul navei în acest moment? Deci rolul navei este și pentru instruirea viitorilor marinari, dar în același timp efectuează și curse pentru agrement cu diversi turiști. Nu sunt curse regulate, numai când vine cineva cu o cerere, se încheie un contract și atunci se fac aceste curse. În timpul celui de-al doilea război mondial, spre exemplu, a fost luată captura de război de către nave militare sovietice și era remorcat. Iar o vedetă românească l-a mitraliat și a scufundat remorcherul sovietic. Iar nava românească l-a dus, a tăiat parâmele, a dat drumul la parâmele care îl tractau aia și l-au luat ei și l-au adus din nou în portul Sulina. Deci, a trăit clipe grele. Da, a trăit și clipe grele, să zicem așa.